Buenos días, la mini este 238 de minute y tengo ya de país pues está tonto en todo. Si al ver si lo vine con el test vine a contar a donde así se ve muy bien. Să vă citesc niște poezii, nu știu exact câte, că nu le-am numărat și nu e să le număr. Asta este, da? Trebuie să le citesc pe toate, nu sunt multe. Au apărut în revista Poezia de la Iași. Ce scrie pe ei? Deci, n-am zis nimeni. Deci, revista de cultură poetică, poezie, este revista mai de poezie. A mai apărut începând din 2014 și în 2004 mi-a publicat o cronică la imersiune posibilă. Posibilă imersiune. Doamna Amalia Bolsma a spus. Ei bine. Anul 25 funcționează din 1995 revista. Numărul 393 Doamne 2020. Anul ăsta nu știu dacă am mai apărut cu poezii la ei. Mai de mult o publicau mai des. Anul ăsta a apărut, mi se pare, numai cu traduceri. Ei bine. Acum, în schimb, numărul ăsta am trimis vreo 10 traduceri din Cristina Georgina Rossetti, Ares Thomas, nu mai știu ce le-am trimis pe acolo. Nu știu dacă și Mary Fry. Și nu au publicat nicio traducere făcută de mine. Ei bine, apare și dedica unui scriitor de România. Poezie și inteligență, numărul. Doamne 2020. Acum, trebuie să mergem un pic. La editorial. Editorialul este al lui Casian Maria Spiridon, primul, la pagina 5. Și așa, sumar, Casian Maria Spiridon, inteligența lirică, pagina 5. Vă citiți primele trei propoziții. Inteligența lirică. În prim pas, încercarea conectivității existente între poezie și inteligență înține definirea celei din urmă. În sumul tipă definiție asupra inteligenței, vom prefera varianta prezentă ca în orice dicționar de filosofie sau psihologie, în termeni asemănători, și care este destul de exactă fără se înțelege a epuiza valențele. În dicționarul enciclopedic de filosofie, editura al 2000, Elizabeth Clement și colectiv traducere Magdalena Maculescu Corocea și Aurelian Corocea, etimologic vine din latinescul inteligere, de lui, a înțelege. Na bun. Am citit trei propoziții. Sper că v-ați lămurit. Cine ca să citească mai mult să poate să cumpere numărul sau peste câteva luni să vadă pe internet, pe pagina poezia.ro și să citească. E bine. Yeah.
Fue maldito. Mă rog să zic nimic. Deci eu sunt de la jumătatea paginii 5, pagina 5-6, începutul paginii 5-7. Hai să citim. Felix Gelu Constantinescu mor, semnat Murian, mor botezat. Crucea înstelată, prima poezie, fetiță. Hristos a fost răstignit în Calea Lactee. Cine i-a numărat pașii pe apă? Un om sărman l-a întâlnit cândva și a recăpătat vederea neavută. Iisus Hristos a fost răstignit de romani pe o cruce de stele țintată pătrată. Asta a ieșit foarte bine. Mă refer la sfârșit. După altă poezie, ieșire 40. Cine știe ce scrie în capitolul 40 al cărții ieșirea? E ora 6 dimineața și stau înaintea ușii închise, cu chipul ras ceva vreme și cu foama de cal indian. Deasupra ușii o firmă pe care scrie ieșire, sunt în manta, Stalingrad, Siberia, duce și aștept, vindu-mă în ușa de termopan 2005 cu reflecție dublă, brusc constat emit pe seama în ochiul meu îmbătrânit, al arhanghelului Gabriel din icoana rusească se călătește. Altă. Iubirea lui Abderrahman. Eu aleg un drum de tristețe între Medina și Mecca. Un drum de lacrimi mari de sânge în loc de vin și râs. Un drum de poeme monoteiste mereu întrerupte în tăcerea rugăciunii când mă gândesc la soția mea. Poetă ca și mine, dar ca la șah când eu sunt la Mecca, ea e în Medina și parcă lui Abu Bakr din 1990. Până acum facem o pauză. Chiveta în Amazon. E bine, mama. Mama mea s-a căsătorit târziu. Nu găsise omul deștept asta, dar la nuntă avea părul cu bucle în harta României adevărată și steaua roșie deasupra lor prescuse devenind o stea neagră. Bun. Poem argentinian. O oboseală cronică. Unde vom scăpa de mass media? Atâta regret într-un pui de bradul. Și cât te iubeam. Un plânset, un scâncet, un lacrimă, un sensul, un saudat universal, o durere. Acum o altă poezie. Biserica bolnavă. Asta e singura care are și dedicație. Este dedicată Larei Fabian. Nu mi-ai privit niciodată chipul. Puțin a făcut așa că mă voi ruga singur cu cine îmi va fi prieten. Nu mai auzi niciodată glasul, nici plăcerea ce frică de templu, nu așa că te las pe autobanda ta. Ca rușii de altă dată îmi voi face cu la biserică împreună cu medici. Tot ce sper sunt fericit. Și acum urmează ultima poezie. Ca să o termin în 10 secunde. Salmul 1. Și de va fi o Marie, va fi o Marie bolnavă, o matcă ei, iubită de albinele toate și pisăcar, te rog, roagă. Și bine, acestea au fost poeziile.
pezzo di plastica.